Bună ziua, ne-am reîntors la Centrul Regional de Afaceri pentru încă o ediție a Târgului de Industrie Ușoară. Bună ziua! Spuneți-ne ce găsim astăzi aici. Da, deci astăzi și-a deschis porțile ediția de Paște a Salonului Industriei Ușoare. Participă peste 60 de firme din întreaga țară, comercianți și producători care expun spre vânzare o gamă diversificată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, pielărie, lenjerii de pat, căinuțe pentru copii. Pe lângă acestea, publicul mai poate achiziționa și produse cosmetice, produse naturiste, bijuterii din pietre semiprețioase, artizanat. Pe lângă acestea, în parcarea Centrul Regional de Afaceri funcționează și târgul produselor tradiționale, care își așteaptă publicul pentru a degusta o serie de produse dedicate sărbătorilor pascale, printre care mezeluri, dulciuri, produse apicole. Expoziția este deschisă de miercuri până sâmbătă între orele 10-20 și duminică între 10 și 18. Intrarea este liberă. Ne plimbăm puțin să vedem ce ne-ați adus? Văd prima dată și prima dată ne vom opri la mezeluri, pentru că le-am văzut de cum am intrat. Pâinea și e foarte interesantă lada de zestre. Bună ziua! Sărumenile! Cu ce ați venit? Cu niște rețete de la bunica. Produse tradiționale. 100% nu, ca și minții, să spun că e 100%, nimic nu este 100% în lumea asta, dar mult, mult mai ecologice. Ecologice. Produse doar din porc aveți? Sau? Nu, o gamă foarte diversificată, porc, vită, cer, cal, mistreț. Și sunt făcute de dumneavoastră toate? O parte făcute în firma mea, o parte cu prietenii mei. Deci ce cumpărăm și ce mâncăm este gustul de demult. Sunt rețetele foarte vechi, dar ceea ce e bine de reținut, dacă astăzi luați un cârnaț sau un salam din standul nostru, peste o lună, peste 5 luni, peste 2 ani, aceeași rețetă o veți găsi. Deci gustul se păstrează și peste 5 ani același. Nu se schimbă. Văd că de tura asta ați adus și brânzeturi? Nu, totdeauna am avut brânzeturi. Dar probabil când ați trecut pe la noi deja n-au mai fost. N-au mai fost. Sunt brânzeturi românești maturate, nu? Da. Da. Bun. Unde vă găsesc oamenii? Foarte simplu. Nu, acum, în perioada asta, unde vă găsesc? Noi suntem din Arad. Cu drag venim la aceste târguri. Din la târgul de industrie ușoară, de la Centrul Regional de Afaceri. Da. Ne găsiți în Arad la magazinul nostru privat pe care îl avem. Și în Timișoara doar la târguri. Doar la târguri. Am înțeles. Vă mulțumim. Când terminați, vă aștept cu drag. Mulțumesc. De ce? Văd multe dulciuri. Brânza domnului arăta foarte bine. Foarte bine. Pentru iubitorii de brânzeturi și de mezeluri mai deosebite. Și intrăm să ne împrospătăm garderoba. Mă gândesc că deja există hainele de primăvară-vară, nu? Da, au fost aduse. Multe rochițe, văd, fustițe. Da. Domnul din Sibiu cu gențile. Da. Văd niște rochițe vaporoase, foarte frumoase. Chiar zilele trecute am văzut că se poartă foarte mult imprimeurile florale și culorile foarte, culorile calde. De mai iar aveți. Și bluzițe la fel, vaporoase, foarte frumoase. Da, anul ăsta se poartă foarte mult imprimeurile și știați că culoarea anului este verdele? Din nou. Domnul cu hainele de piele. A văd că a dus deja rochii de piele. Da, pantaloni scurți.
și pantalon scurs, da. Deci ne putem achiziționa și rochii mai deosebite. Pantofi, balerini foarte frumoși. Sandalele încă n-au apărut. Sunt aici ceva. Sunt aici, da, câteva perechi. Mai răzleți așa că e un pic cam de vreme. Văd că sunt și oferte la tricouri, 15 lei tricoul. Cum ne-ați obișnuit deja pe perioada târgului, prețurile sunt mai mici decât se găsesc în magazin, pentru că sunt prețuri de producător. Atunci o pereche de bluși pentru bărbați este 70 de lei. De exemplu, din nou multă piele. Geci frumoase de piele. O chestie interesantă, o geacă care se poate face vestă. Foarte frumos. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce ați venit special la târg? Ați adus varianta de primăvară-vară? Păi tocmai ați filmat așa ceva, deci rămâne o vestă de primăvară foarte frumoasă și hainuța acolo de primăvară, roșu. La ce preț este această haină de piele? Care? Hainuța cu 600 de lei. Un preț destul de frumos, dar și ceva special. Este special, da. Așa este. Este foarte frumoasă. Că putem să o purtăm în două anotimpuri până la urmă. Da. Mulțumesc! Doamna are o noutate, Import Franța. Are fețe de masă frumoase. Fețe de masă frumoase. Lingerii de pat. Am înțeles. Cât costă o față de masă importantă din Franța? 400 de lei. 400 de lei? Da, și sunt țesute, sunt tratate antipată. A, deci dacă... Sunt făcute tapiserile franceze. Și sunt... Da, văd. Pot să trec să intru, să le arăt și celor care se uită? Sunt foarte deosebite. Foarte frumoase. Sunt lucrate manual? Da. Pentru masa de Paști? Foarte frumos. Merită și masa de Paști, merită și o față de masă mai deosebită. Și faptul că e antipată. Întreținerea este clasică? Am mașina de spălat pe 30 de grade și am și napoane în lațină. Da, sunt foarte frumoase, foarte frumoase. Asta cu iepurașii. Dacă tot vine Paștele... Astea sunt fețe de masă clasice, nu? Brodate. Brodate. Și costă doar 50 de lei. Da. Găsim toate mărimile, mă gândesc. Toate mărimile, uitați. Da. Mulțumesc. Domnul cu hainele de blană, mă gândesc că acum are și ceva oferte. Are reduceri. Pentru că niciodată nu e prea târziu să ne cumpărăm o haină de blană, chiar dacă nu este, n-o purtăm imediat. Cum ați spus și dumneavoastră, multe bijuterii frumoase. Cosmetice bulgărești. Seturi de ceai frumoase. Pentru domn. Aia vreau, că de fiecare dată domnii se simt neglijați. Da. Cum spuneam, prețuri de producător, o pereche de blugi este 70 de lei, jeansii. Deci pot să vină și domnii cu încredere să-și cumpere pantaloni, cămăși frumoase, haine de costum, văd, geci foarte deosebită.
Asta este foarte frumoasă. Este casual business. Și este doar 250 de lei. Rochițe foarte frumoase. Lingerie de pat din nou, da. Toate modelele și toate culorile. Oaie foarte frumoasă, da. Și cu vesta e splendidă. Foarte frumoasă. La ce preț este rochița? 280. 280 de lei. Este din in? Este, nu faceți mie poză, că nu sunt cu pozele. Din ce este bumbac. Este bumbac, 100%, nu? Bumbac 100%, da, uitați, ca o maramă, ca... E foarte, foarte frumoasă, chiar e. Da, materialul e... Galbenul ăsta, așa frumos. Foarte, aveți niște rochi foarte deosebite și frumoase. Familia poate să vină să îmbrace de aici, pentru că avem și pentru copii. Din nou, haine de piele frumoase. Hainele de blană care sunt la reduceri. O haină de blană de nurcă ajunge la 6500 de lei acum, în perioada asta. Este o haină de blană lungă. Genți frumoase avem. Producător. Sacouri multe pentru doamne. Ce-ai făcut când a fost strâng? Nu am fost, dar era bine. Doamna Aura, pentru cei care au intrat mai târziu, ne mai spuneți o dată, vă rugăm frumos, unde vă găsești și perioada? Da, deci expoziția este la Centrul Regional de Afaceri, deci este deschisă de astăzi, deci de miercuri până sâmbătă, între orele 10-20, duminica 10-18. Mulțumim. Așteptăm publicul. Mulțumim frumos! See you.